bicicletă, mașină, scooter, trotinete electrică, să fie totul legal, să plătim taxe de la stat. Era să mă ia pe capotă. Cel mai mare avantaj la Bolt Food, după părerea mea, e ăsta. Salutare, fraților, ne conectăm și noi la Bolt. Astăzi o să încercăm să explicăm cum te angajezi la Bolt, la Bolt Food mai exact, ne-am conectat la Bolt Food, suntem pe trotuar, dar o luăm spre centru, să ieșim în stradă. Pe clipul de astăzi vreau să vă arăt cum să vă explic mai degrabă cum vă angajați la Bolt Food, să livrați și voi mâncare la Bolt, să vă zic toți pașii și să vedem la final de program cât bani fac în astea 3 ore, ca să vedeți și voi dacă merită să încercați să vă angajați sau nu. Ne-am conectat de un minut și sunt pe trotuar și văd că mi-a dat deja comandă. Asta e bine, cred că astăzi o să fie cum e Giros Athena. Pe șoseaua Pantelimonia asta. Deci ar trebui să iau cumva printre blocuri. Hai să luăm printre blocuri ca să ajungem la Giros Athena. Am primit prima comandă destul de repede. Este vineri, ora 4 jumătate, 4:20. Și vreau să stau aproximativ 3 ore. Să vedem la final de 3 ore cât am făcut. Nu știu bine ce să iau. Pe aici, abar n-am unde sunt prea bine și pe unde am luat-o. Dar cred că e bine că unde mergem totuși, o luăm așa pe aici. În stânga aici. Mamă, dar sună claxonul. Să vă explic cam toți pașii care trebuie parcurși pentru angajarea la Bolt Food. Suntem tot între blocurile astea și ajungem imediat la blocul din unde să ridicăm comanda. Așa, printre blocuri. În primul rând vreau să vă întreb, să vă spun de ce aveți nevoie ca să faceți asta. Aveți nevoie de un mijloc de transport, bicicletă, mașină, scooter, trotinetă electrică, bicicletă electrică și de un telefon cu Android sau un iPhone. Ceva ce se suportă aplicația Bolt Food Courier, restaurantul nostru în față. Eu va trebui să trec, dar cred că nu e nimeni. Exact acum uite, trece și lumea, chiar nu e nimeni. Ajunge la restaurant. Deci cam de astea aveți nevoie ca să faceți Bolt Food. Bine, și de picioare dacă nu aveți ceva motorizat, ca să zic așa. Comanda noastră e aici, dar nu pe aici să intrăm. Să intrăm pe aici. Salut! Maria, hola, Bolt? Dăm aici că am ridicat comanda și cred că trebuie să merg cu ea spre Mega Mall, din câte am observat. Dar după Mega Mall, mamă, avem ceva de mers, punem telefonul sub poș și ne punem aici cu mașinile pentru că o să iau verde și vreau să iau și eu. Și ce caută scaunele în trafic? Nu mai înțeleg nimic, frate. Mi-au depășit toate mașinile, e liniște relativ acum. A, și pe lângă telefon și bicicletă sau cu ceva cu ce să te deplasezi, la Bolt mai ai nevoie și de o geantă. Din câte cred și știu, am văzut pe avarii în mijlocul străzii, adică tipic București. Din câte cred și știu, mai și claxonează. Bă, ăsta are probleme? Eu nu înțeleg ce claxona omul. În fine. Deci din câte cred și știu, Bolt acceptă orice geantă, pentru că trebuie să o cumperi. Poți să-ți cumperi dacă nu ai geantă de la ei de pe site. Vă las link-ul în descriere, de unde vă puteți lua geantă Bolt. Este 125 de lei. Sau dacă ai altă geantă termică, atenție, și de la altă firmă, cum am eu, de exemplu. Sau de la, nu știu, o geantă termică. Se acceptă, pentru că mi se pare într-un fel normal să se accepte și asta era pe avarii. Mi se pare normal să se accepte atâta timp cât nu ți-o dă gratis. La alții, de exemplu, ți-o dă gratis, dar trebuie să plici cu geanta respectivă ca să poți să duci comanda. Deci ăștia ți-o acceptă. Dacă n-aveți geantă, cumpărați-vă, de unde vreți. Suntem pe pista asta nevoioasă în care e sigur că e blocată de mașini. Hai că să nu-i parca măcar. Și aveți toate astea. Acum vreți să vă angajați, cum o faceți? Vă spun că degeaba aplicați pe site-ul celor de la Bolt. Adică nu neapărat degeaba, îți șanse, dar mici. Mai degrabă căutați un angajator, un șef de flotă, ca să zic așa. Eu vă las în descriere un link unde, dacă voi doriți, puteți să intrați în flota în care sunt eu la Bolt Food.
și dați acolo și aplicați acolo pe linkul ăla. Folosiți acolo, aveți ceva, o secțiune unde puteți folosi un cod. Mamă, n-am știut cât mă aud de aici. Treceți codul CONTRA, așa cum se scrie, ca să știe băieții că veniți de la mine totuși, dacă m-ați văzut. M-ar ajuta și pe mine. Mamă, dar pista asta e interesantă, rău, când te duce. Da, chiar merg pe ea. Deci intrați pe link-ul ăla și vă faceți cont acolo. Vă înscrieți pentru angajare la Bolt. Dacă vreți să vă angajați, la flota mea. Dacă vreți la altă flotă, căutați numere de telefon la șef de flotă. Căutați pe OLX, pe Facebook, pe grupuri de Facebook, angajări Bolt Food. Și mergeți la altă flotă. Fiecare merge unde vrea. Dar eu deocamdată îi recomand pe cei la care sunt eu. Nu sunt de foarte mult timp la ei, dar au un comision ok, comision variabil între 5-10% în funcție de câți bani o să faceți voi. Băi, nu știu dacă am luat roșu pe jumătate pistei totuși. Ne primim aici la roșu. Și au fost serioși, cel puțin cu mine, la fiecare comandă. Păi nu știu dacă am verde sau ăștia. Au fost serioși cu mine, am primit plata la timp. O dată pe săptămână se face plata la Bolt Food și am primit de fiecare dată la timp. Comanda mea trebuie lăsată undeva în blocul ăsta. Hai să și văd. Blocul din dreapta, ci că se vireze la dreapta. Dăm aici că am ajuns, pentru că suntem în zonă, să știe clientul. Asta nu pare a fi o scară care între mie, e scara B, e o scara A. Încă marșalierul, eu suntem pe noua bicicletă, pentru că după cum știți, din Sofra, dar acum avem alta care e tot a mea. Să sperăm că nu o să pățim nimic cu ea. Punem bicicleta aici, s-o și leg. Sper să nu mi se spargă roata în trandafirii ăștia sau ce sunt aici, că am mai pățit-o. Să o pun așa pe un gard viu și să nu mi se spargă, o să fac pană. Și nu de asta sunteți aici, ca să vedeți cum îmi leg eu bicicleta sau despre bicicleta. Mamă, ce greșeală l-am făcut, frații mei. Am uitat să... Gen, eu când filmam, am apăsat pe butonul de oprire a camerei și după aia n-am mai apăsat pe pornire, iar părțile în care credeam că filmez, nu filmam și părțile în care credeam că nu filmez, filmam. Și am făcut două comenzi, atunci am povestit aproape tot ce trebuia povestit și n-am filmat, așa că trebuie să o luăm aproape de la început. Avem a treia comandă pe astăzi, care e de la Mega Mall, de la Spartan, la Bolt Food. Mergem după ea, vedem aici că am ajuns. Da, sigur am ajuns. Nu suntem la Spartan, adică suntem la Mega Mall. Ne băgăm aici într-o depășire. Și cât stăm noi pe scările astea volante, vă rog tare mult să vă abonați cu clopoțel, pentru că peste 80% din cei care vă uitați la asta nu sunteți abonați la clipurile mele cu clipuri, așa că vă rog frumos dați pe butonul de subscribe, abonați-vă. Arată un pic ciudat cu ochelari de soare și cu GoPro pe piept, dar niciodată nu m-a întrebat încă cineva de ce filmez sau dacă filmez măcar. Mamă, dar el lume deja în Mega Mall, băi, și după 5, ora 5, vineri seara și așa de lume mult. Și bun, aveți angajator, ați găsit un angajator, după cum v-am spus, aplicați pe link-ul din descriere sau vă căutați angajatorul pe OLX, Facebook, unde vreți voi, aveți grijă ce angajator luați. Încercați să fie cât mai serios sau cât mai serioasă flota, întrebați și voi de când are flota, întrebați câți angajați are, că am auzit multe cazuri în care întrebau curierii cum iau și eu banii ce i-am făcut, adică angajatorul nu-i contacta ca să le dea plata, la trebuie să face săptămâna. Bună, Raluca, la Bolt. Dacă nu știți cum duc, când o să fie dat aici, bifacete dat aici pe ea comanda, o să vă apară aici adresa clientului și ne ducem. Ia vezi de aici de sus. Bun, pe lângă comisionul ce lea flota, o să aveți de plătit așa săptămânal o carte de muncă, aveți de ales dacă vă angajați cu carte de muncă, care e undeva la 340 de lei pe săptămână, o să figurați ca probabil salariul minim pe economie în carte de muncă la 8 ore și voi va trebui să plătiți undeva la 300 și ceva de lei pe săptămână. Ori o să vă faceți un PFA dacă nu aveți deja și acolo o să plătiți undeva la 15% taxe din cât faceți voi total. E un pic mai multă tăie de cap, dar sunt mai mici taxele, va trebui să emiteți factură în fiecare lună pe câți bani faceți, ca să fie totul legal. Dacă șeful vostru de flotă sau angajatorul sau unde v-ați dus voi să vă angajați nu vă cere PFA sau nu vă ia taxe pentru contractul de muncă, schimbați-l, pentru că acolo ceva nu e legal. Trebuie să fie totul legal, să ne plătim taxele la stat. Ia vezi, pune ne bagă GPS-ul câte curbe trebuie să facem, dar o să o luăm așa, pentru că ne duce printre blocuri și mai multă liniște. Bun, avem angajator, am înțeles ce înseamnă taxe, am înțeles ce înseamnă tot. V-am zis că clipul ăsta nu o să fie prea lung, vreau să vă explic mai mult doar cum vă angajați.
angajatorul o să vă trească să vă ceară niște date ca să vă facă contul de Bolt Food Courier. Ca să vă logați pe contul vostru, va trebui să vă instalați aplicația asta, nu știu cât se vede. Aplicația Bolt Food Courier se numește. O vedeți acolo, dacă nu vedeți, o căutați în magazin Play sau ce folosiți voi. Ia uzi, slujba, bă, e un preot tânăr aici. Să facem stânga pe aici, o să ne bage prin toate străduțele posibile. Dar nu-i problemă. Bă, mă uitam în telefon și era să mă ia pe capotă. Și aveți ce jante și chiar are polo. Nu vă pasă asta. Și nimic mai simplu, v-ați instalat aplicația aia. Iar asta mi se pare cel mai practic la Bolt de a face, metoda de a face contul. Doar vă puneți acolo numărul de telefon. Eu trebuie să facem dreapta aici. Vă puneți numărul de telefon. What? Ăsta e Mustang, frate. Nu e Mustang, era Stielo și avea sticlă de Mustang, cred că. Vă puneți numărul de telefon, primiți un SMS cu un cod de 6 cifre, îl băgați acolo și v-ați logat. Cel mai simplu mod posibil. V-ați logat și sunteți în aplicația Bolt Food. Iar cel mai mare avantaj la Bolt Food, după părerea mea, e ăsta. Nu trebuie să vă rezervați program dinainte, nu depindeți de un program. Vă puteți conecta oricând și să stați conectați oricât. Acum, na, nu putem să abuzăm de chestia asta, să vă conectați, să vă deconectați de 10 ori pe zi. Asta ar fi blocul, dar nu se intră de aici. Îți dai seama că nu se intră de aici, să merg în față. Și dar ideea e că când vrei tu te conectezi și te apuci și livrezi. Nu trebuie să îți rezervi dinainte o oră și să nu găsești liber. Deci, când vrei, te-ai conectat. Bă, ce țeapă mi-am luat. Nu pot să fac dreapta acolo, trebuie să o colesc. Mamă, frate, nu prea știu unde să merg bicicleta. Trebuie să o pun mai așa, sper să nu se zgârie. Avem altă bicicletă după ce ne-au furat-o. Și am avut alta. De lângă cea de la băieții de la Free2Go. Am avut de la Angel câteva zile o bicicletă care ne-am descurcat cu ea, ce să zic, e de vânzare acum, colegi, dacă vă interesează. O să las link-ul și de la bicicleta aia în descriere. Nu sunați la număr, că nu răspund la numărul de telefon dacă vă interesează de ea. Hai să vedem, sunăm aici. Acum avem alta care merge super bine și îmi place super mult. Ia uite-mă în lift, o să lăsăm imediat comanda asta, o să vă arăt și cum o lăsați. Aveți contul, nimic mai simplu. Aveți contul, vi-l băgați acolo, dați intra online și începeți să livrați comenzi. Le acceptați, v-am arătat cum le luați, cum le duceți și de aici să curgă treaba. Nu știu dacă mai trebuie să specific ceva ce n-am zis, dar o să vă arăt și cât am făcut eu pe primele mele 3 comenzi și la sfârșit cât am făcut pe 3 ore de livrări la Bolt. Avem și câteva dezavantaje la Bolt ăsta. Ideea e că nu de-a fel de multe cuvinte și la alții mereu, dar sunt, în principiu cam sunt, mai ales acum că vine Paștele. Cam atât am făcut eu pe cele 3 comenzi, nu știu de ce am minus 7 lei în sold, ce s-a întâmplat aici? De ce am o datorie de 7 lei? Nu știu ce asta, s-a buguit, ori habar, n-am eu la bani de nicăieri, o să încerc să reparăm asta. În fine, o să reparăm asta. Acum fie vorba între noi, la Bolt, sunt și cele mai, sunt și dezavantaje că sunt cele mai puține bacșișuri, ca să zic așa, dar ăsta e și cel de-al doilea avantaj la Bolt Food, că nu umbli cu bani deloc, bani deloc cash. Eu nu port portofelul la mine când merg la Bolt și asta e un lucru bun pentru că îl pierd des, dar banii ce primești de la client poate îi primești. Dar în rest, nu sunt deloc la Bolt, cum să zic, nu sunt, nu se dă așa de mult bacșiș, dar avantajul e că nu port cash cu tine și asta mi se pare tare. Ați văzut cât am făcut pe 3 comenzi, revenind la sfârșit de program, cât am făcut în 3 ore de Bolt. Ia vezi, Nicu, încă o comandă, ultima pe astăzi, de la Giro Sătena, ne-a intrat de unde ne-a intrat și prima. Putem să facem stânga aici, ca asta face și băiatul ăsta, îl punem telefonul în suport, să lăsăm să treacă. Bă, e linie discontinuă, deci teoretic pot să faci ce am făcut eu. E ultima comandă la Bolt, nu e cea mai bună seară a mea, dar e cea mai bună seară de pe un clip, vreau să vă spun. N-am fost foarte multe comenzi, dar nici slab. Suntem la 100 metri, cred că, de restaurantul, la 200. Mergem să ridicăm comanda și vă arăt cât am făcut astăzi. Nu e nimic gata la Bolt, când este gata, este mai gata. Ok. Comanda noastră nu este gata, m-am dus să beau o gură de aplică și să vedeți și noua mea bicicletă. Sper să mă țină mult, merge super bine. E 23, ne-a lungit un pic cu comanda asta, dar eu cred că nu-i departe, deci nu e așa de rău, maxim 5 minute. Avem de mers 400 de metri, frate, dacă nu stăteam mult după comanda asta era prea nebunie. 400 de metri foarte puțin și eu zic că merită să încercați Bolt, chiar dacă azi n-a fost o zi foarte plină, pentru mine cel puțin, per total, chiar merită să încercați.
Hai să ajungem și noi cu comanda asta și să vedem concluziile. Dacă aș răspunde clientul. Avem liv la parter, ceea ce-i tare. Mamă, vezi cum e bine liftul ăsta. Le aveți acolo cu ultima noastră comandă. În sfârșit a venit frigul, fraților. În sfârșit a venit mai frig. Pentru că la început de aprilie am murit de cald. Bă, nu erau temperaturi de aprilie alea niciodată. 30 de grade la pantalon scurs. Cam așa se stă în aprilie. Trecut omul lângă cimitir, comanda. Avem un cimitir lângă noi. Salut! Plăcerea? Seara faină. Dacă zic seara faină la oamenii, își dau seama că s-ar venea. Hai că am terminat și comanda asta. Băi, să ne dăm deconectare, să nu ne intre altă comandă, pentru că avem îndeplinite cele 3 ore. Și nu vreau să fac sfârșitul clipului din lift, că nu-mi place, sincer. Adică, o să vă arăt cât am făcut când ieșim din lift, când suntem pe bicicletă pe stradă, că o să mergem pe strada unde nu e aglomerat. Și pe strada asta super liniștită, după ce v-am explicat tot ce trebuie să faceți. Dacă v-ați uitat până aici, vreau frumos să dați un like și să-mi ziceți voi ce vă comandați de mâncare cel mai des. Cred că probabil lumea Mac. N-am avut nicio comandă de Mac astăzi, nici nu știu dacă Bolt Food are Mac. Și după 3 ore și 10 minute, pentru că este 7.30, am stat un pic la comanda aia de aia, am făcut 70 de lei. Nu e mult, dar nu e nici rău. Având în vedere că am avut vreo oră adunat pauză, deci după ce am filmat, băi, am stat 40 de minute fără comandă, am făcut una. După aia mai stat 40 de minute, 20 și ceva. Deci am avut o mică pauză de comenzi. Dar nu știu de ce s-a întâmplat asta. Probabil a fost ora în care oamenii mergeau acasă. Și avem doar 11 km la 70 de lei. Hai ce vencedează. Ceea ce mi se pare super tare. 11 la 70 de lei, adică e decent. Dacă ar fi fost și mai multe comenzi, Bolt chiar plătește super bine comenzile pentru distanțele pe care le parcurgi. Dacă nu au atâtea, după cum am spus, 70 de lei între oare, de ce? Aveți linkurile necesare în descriere pentru angajare. Vă mulțumesc că ați fost aici, ca să se rezume de mine. Eu am fost Deo și pa, pa!